Bună seara, stimați telespectatori! Sunt generalul Bartolomeu Constantin Savoiu și am mare plăcere de a vă revedea, ca de obicei, în emisiunea noastră Lumea în șapte zile, care de data aceasta vă va arăta o panoramă lumii între 15 și 21 mai. Ca de obicei, alângă mine tovarășul, prietenul și fidelul meu om care este un puternic ajutor și în domeniul militar, și în domeniul diplomației, și în domeniul dreptului, pentru că este un om, să zic așa, multilateral dezvoltat. Glumesc, profesorul Titi Sultan. Bună seara, stimați telespectatori, și sper că și în această seară vă vom putea relata cele mai importante evenimente internaționale care s-au derulat în săptămâna precedentă, care, așa cum a spus domnul general Bartolomeu Constantin Savoiu, putem și cred că vom reuși împreună să dezbatem și să vă aducem la cunoștință cele mai importante activități pe plan internațional care s-au derulat în săptămâna precedentă. Deci, vom începe marți, 11 mai, și am ales, deci, primele două știri, sunt legate una de celelalte, este vorba de un conflict care, știți, e destul de violent, chiar conflict, aș spune, un joc de cuvinte arzător între Israel și palestinienii din fâșia Gaza, care doresc cu orice preț să treacă în statul Israel. Ei bine, vom începe în primul cu domnul profesor Sultan și vom vedea că președintele Franței, dreptul lui, condamnă Israelul, dar nu condamnă cei care vor să treacă în Israel. Atenție! Iar după aceea voi continua eu cu o știre legată tot de această importantă veste. Domnule profesor, comentați-vă prima știre, președintele Franței condamnă Israelul. Despre ce este vorba? Așadar, marți 15 mai, începem cu această zi și președintele francez, Emmanuel Macron, iată că a condamnat acțiunile violente ale forțelor de securitate israeliene împotriva demonstranților palestinieni din fâșia Gaza. Se arată într-un comunicat al președinției de la Paris, Macron exprimându-și regretul pentru numărul mare de victime civile palestiniene din fâșia Gaza, care s-au înregistrat în ultimul timp. Președintele francez a condamnat violența forțelor armate israeliene împotriva demonstranților, totodată a reiterat și opoziția sa față de mutarea ambasadei Statelor Unite ale Americii de la Tel Aviv la Ierusalim. De asemenea, președintele francez intenționează să discute cu premierul Benjamin Netanyahu datorită faptului că cel puțin 55 de palestinieni au fost uciși de armata israeliană, iar alte câteva mii au fost răniți în cursul protestelor violente față de mutarea ambasadei Statelor Unite din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Iată că ecoul acestei mutări a ambasadelor, nu numai a Statelor Unite, face practic ca anumite state importante din Europa să ia atitudine și, așa cum politica externă se face la început, prin declarații, rezoluții, prin, eu știu, lor de opinie, mai mult decât atât, prin fel de fel de astfel de acțiuni care condamnă sau, de multe ori, sunt de acord cu anumite evenimente pe plan internațional. Mergem mai departe, da, tot în... Da, dar tocmai, înainte de a trece la a doua știre privind aceste evenimente, se vorbește de în totală necunoaștere de cauză. Este vorba de un fapt foarte simplu. Acești manifestanți palestinieni nu sunt în Israel. Sunt într-un alt teritoriu care este în afara Israelului. Și voi să treacă frontiera ca să meargă în Israel. Vă pun o singură întrebare. Gipuiți că vă mâine doriți dumneavoastră să treceți frontiera în Iran sau nu știu, în altă țară și vedeți în față soldații, nu trece. Dacă trece, împuși. Și cu toate aceste avertizmente trece, ce se va întâmpla? Normal că în funcție de intervenția... Alt exemplu, în Europa. Domnul prim-ministru Orban a înconjurat Ungaria cu un zidul de 9 metri.
E dreptul inalienabil a fiecărui stat suveran. Mâine vor veni câteva zeci de mii de imigranți, vor să treacă pe acest zid din Ungaria. În spatele acestui zid sunt grăniceri maghiari. Care le spun o dată, de două, de trei, vor trece, nu treceți. Ei totuși vor continua să treacă peste gând când se meargă în Ungaria. Ce vor face grăniceri? Nu vor fi obligați mai dat să tragă? Normal, deci, atâta timp cât au în situație, fișa postului da, acești manifestanți nu vor să asculte, vor să se sinucidă. Clar, trec peste zid și spun, nu veni. Dar de ce vor să vină acolo? V-ați spus întrebarea? La câteva sute de metri sunt satele israeliene. Clar, da. Ca să atace sigur. Și sigur. Ca să omoare pe acești tot locuitori. În considerentele a ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, intervine și a doua importantă da. Știre a zilei de marți, 15 exact. Mai și anume o declarație a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, care, în virtutea a ceea ce s-a întâmplat în fâșia Gaza, spune că Israelul își apără teritoriul. Vom vedea imediat despre ce este vorba, după ce urmărim materialul. Revenim în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va dezvolta pe larg această declarație. Da, cum ați văzut și din primul video al știrii prezentate de domnul profesor Sultan, aceste manifestații de a trece peste frontieră continuă și premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că trupele israeliene au acționat în legitimă apărare împotriva organizației islamiste Hamas, despre care a afirmat că dorește să distrugă Israelul. Netanyahu a justificat acțiunea armatei israeliene afirmând că orice țară are obligația să-și apere frontierele. O organizație teroristă Hamas își declară intenția de a distruge Israelul și trimite mii de oameni să străpungă gardul de frontieră pentru a realiza acest obiectiv. Vom continua să acționăm cu hotărâre pentru a ne proteja suveranitatea și cetățenii, a adăugat premierul Netanyahu. La rândul său, purtător de cuvânt a forțelor armate ale Israelului, a declarat că militarii au tras asupra persoanelor implicate în activități teroriste și nu înspre demonstranți, care au fost dispersați prin mijloace uzuale, cum ar fi gazele lacrimogene și conformitate cu regulile de angajare. Cel puțin 55 de palestinieni au fost uciși de armata israeliană, încercând să atracă în partea cealaltă, iar alte mii au fost răniți. Foarte interesant că toți, o parte a opiniei publice, fără îndoială, destul de manipulată și a cercurilor politice, condamnă aceste lucruri, condamnă violențele Israelului, dar nu condamnă cei care întreagă să treacă de partea cealaltă. Ce ar trebui, dacă am urmat aceste critici, ca armata israeliană să treacă mâine cucișate, să lase cea să treacă frontiera, să intre în Israel și să atace satele israeliene de partea cealaltă a frontierei. Vom trece acum la următoarea știre, deci după aceste două știri destul de violente, vedeți, în fața acestor evenimente dramatice, avem o veste mai științifică. Bine, România poate găzdui un proiect CERN. Suntem încântați pentru că este vorba de un avans tehnologic și științific de mare importanță. Domnul profesor, vă rog să ne comentați această știre. România ar putea să găzduiască un proiect CERN, adică al Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară, privind radierea tumorilor după ce Grecia a refuzat programul de cercetare. Grecia a refuzat să găzduiască o unitate de iradiere a tumorilor, proiect dezvoltat de Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară, CERN, astfel că România, Albania, Bulgaria sau Muntenegru ar putea găzdui centrul de cercetare, informează presa elenă. Evangelos Gazis, care este profesor de fizică a particulelor la Universitatea Națională Tehnică de la Atena și membru al Comitetului Științific CERN, a declarat pentru cotidianul grec Katimerini că Grecia a refuzat să investească în găzduirea unității CERN. Unitatea cuprinde un sistem de iradiere cu fascicule de protoni a tumorilor, întrucât cintește centrul tumorii, distrugând-o complet și lăsând intacte celulele sănătoase din jurul ei.
această unitate va fi găzduită de o țară din zona Balcanilor care își asumă investiția în cadrul acestui proiect, acesta urmând să aibă exclusivitatea utilizării acestei unități pentru toate statele din peninsula balcanică, Africa de Nord și posibil Turcia. Valoarea investiției nu depășește 100 de milioane de euro. Costas Fotakis, ajunt al ministrului pentru cercetare și inovație, a declarat că valoarea unei astfel de investiții este ridicată, cuplată cu stadiul experimental de eficacitate și aplicabilitatea limitată a acestei metode. Vom vedea dacă România va fi acea țară din cadrul celor patru pe care le-am enumerat mai devreme, care ar putea găzdui organizarea unui astfel de eveniment. Tot în contextul respectării principiului suveranității, încheiem ziua de marți, 15 mai, cu o declarație a premierului Poloniei, și anume că își apără suveranitatea. Urmărim materialul, revenim în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va exemplifica în ce constă această declarație a premierului Polon. Premierul Victor Orban, în vizită oficială în Polonia, a fost primit cu multă căldură de premierul Tadeusz Morawiecki și încă o dată vedem, cum spun chiar dânsii, o completă împărtășire, același punct de vedere privind imigranții din Europa. Deci ambele țări au aceeași poziție. Declarația premierului polonez a fost făcută deci în cadrul acestei conferințe de presă pe care o vedeți în film și dânsul spune: aici, în Polonia, noi decidem cine intră și cine nu. Intenția Uniunii Europene de a ne impune cote obligatorii afectează fundația suveranității naționale. Morawiecki a adăugat că dânsul și Victor Orban împărtășesc același punct de vedere în această problemă. În ultimii ani, Polonia și Ungaria și-au exprimat ferm opoziția față de acceptarea sistemului de cote obligatorii de relocare migranților. Inițial, Polonia a acceptat să primească 6.000 de refugiați, însă ajunge la putere Partidul Lege și Justiție, partid foarte asemănător cu al partid de nou creat în România, Lege și Ordine, Varșova a semnat că nu vor mai primi imigranți. Consiliul Uniunii Europene a stabilit, deci, în septembrie 2015, să distribuie pe bază de cote 160.000 de refugiați extracomunitari ajunși în spațiul Uniunii Europene. România, țara noastră, Cehia, Slovacia și Ungaria au votat contra. Cu toate acestea, s-au impus aceste cote obligatoare. Fi interesant de văzut câți au intrat la noi. Nu poate să cifrele clare, nu, domnule profesor, câți imigranți au intrat în România. Mă mulțumesc mai puțin așa discret. E bine, cred că poziția României este foarte clară. Ar trebui să o adoptăm clar, ca și Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia. Nu dorim imigranță. Dacă marile țări, Franța, Germania, Italia, sunt deja năvălite, bine, e problema lor. Îi putem ajuta la dânși acolo, în Bangladesh, în Afganistan, în Irak, foarte bine, da. De ce nu Arabia Saudită, care e teritoriu imens și foarte bogat, nu ia dânși acolo, nu, vor să vină în Europa. Și vedem ceva care ne cam așteptam. Mi-amintesc că săptămâna trecută eram foarte euforic și eu, domnul profesor Sultan, într-adevăr, nu ne așteptam, uite că Coreea de Nord și America s-au ciondănit, s-au certat, eram gata, am prajma un război, se împacă și se vor vedea. E bine, din nou, marș arier, Coreea amenință. Ce se întâmplă, domnul profesor? Chiar se vor întâlni, vor să ne relatați această volt-față a premierului Kim Jong-un, președintele Kim Jong-un. Coreea de Nord a anunțat miercuri că ar putea renunța la întâlnirea dintre liderul lor suprem, Kim Jong-un, și președintele american Donald Trump, întâlnire care ar trebui să aibă loc în ziua de 12 iunie la Singapore. Motivul pentru care ar putea renunța la această întâlnire, aici ne referim la Coreea de Nord, ar fi că Statele Unite presează Coreea de Nord pentru a renunța
complet la armele nucleare. Iată ce declară Kim Ki-gwan, care este adjunctul ministrului de externe al Coreei de Nord. Dacă Statele Unite încearcă să ne trimită într-un colț pentru a ne forța să abandonăm unilateral programul nuclear, nu vom mai fi interesați de un astfel de dialog și vom reconsidera procedurile summitului cu Statele Unite ale Americii. Repet, declarația aparține adjunctului ministrului de externe al Coreei de Nord, domnul Kim Ki-gwan. Oficialii Coreei de Nord au afirmat că sunt pregătiți să abandoneze programul nuclear în schimbul asistenței economice. Kim Jong-un a anunțat miercuri discuțiile cu Seulul că vor fi anulate, amenințând că va renunța și la discuțiile cu Donald Trump din cauza exercițiilor militare SUA, Coreea de Sud, care au început vineri. Statele Unite și Coreea de Sud susțin că exercițiile au un scop pur defensiv. Cu toate acestea, liderul de la Phenian a descris ca fiind o provocare militară împotriva dezvoltării politice a peninsulei Coreea. În contrapartidă, Casa Albă a anunțat că va continua să lucreze îndeaproape cu aliații săi, iar Seulul a declarat că regretă decizia luată de Kim Jong-un. Ministerul Unificării a declarat că decizia nu este în conformitate cu principiile acordurilor la care au ajuns cele două state. Și în fine, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat a Statelor Unite, Heather Nauert, a declarat că departamentul nu a primit nicio notificare formală sau măcar informală, acesta adăugând că exercițiile militare comune sunt perfect legale și vom continua. Față de aceste, știu eu, mici disensiuni în legătură cu întâlnirea preconizată, avea loc la 12 iunie la Singapore între președinte Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un, vom vedea, dar totuși eu rămân în continuare încrezător că întâlnirea va avea și trebuie să aibă loc în perspectiva realizării unei, știu eu, rezolvări pe cale diplomatică a acelui conflict în legătură cu testarea de către Coreea de Nord a rachetelor internaționale balistice, armelor nucleare și așa mai departe. Sperăm să nu-și schimbă din nou, exact. Din nou, pentru că dânsul, uite, așa este, domnul Kim Jong-un. Da. Mergem mai departe și, iată, în, ajungem în România, revenim, domnule, da, general, puțin, unde, da, așa cum știm, președintele României, la propunerea guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României în străinătate și iată că ambasadorul Palestinei este rechemat. De guvernul său. De guvernul său. Da. Vom vedea, imediat după ce urmărim materialul și revenim în platou, care sunt motivele care au dus la rechemarea ambasadorului Palestinei de către guvernul din țara sa, pentru ce motive domnul general Bartolomeu Constantin, da, Săvoiu ne va edifica. Da. Ambasadorul Palestinei în România, Fuad Kokali, a fost rechemat la Ramallah, de sediu autorității palestiniene, pentru consultare, a declarat ambasada Palestinei în România. Decizia vine în contextul în care România, Cehia și Ungaria au blocat planurile de adoptare unei declarații comune a Uniunii Europene, prin care se condamnă mutar ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat sâmbătă că propunerea Serviciului European de Acțiune Externă de adoptare unei declarații comune a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre este una lipsită de echilibru, fără îndoială, și cu un accent doar pe un element, adică această propunere ne va vedea apărea numai poziția palestiniană, dar nu făcea deloc referință la dreptul inalienabil a oricărui stat, în speță statul israelian, de a-și apăra frontierele. Nelu Balbu, care este purtător de cuvânt al guvernului român, vorbind despre rechemarea ambasadorului, spune: nu știu dacă premierul a fost informat sau nu. Iar Ministerul de Externe palestinian spune:
participa la recepția din Israel a reprezentanților români este o încălcare a rezoluției ONU. Foarte interesant. Cum acest minister de externe, în fond, este o ingerință, un amestec în problemele interne a statului român. De când un guvern palestinian poate să conducă politica României. Participarea reprezentanților României, cești, Austrie și Ungarie la recepție constituie, tot conform acestui minister palestinian, o gravă încălcare a rezoluției ONU, spun dânsii. Autoritatea palestiniană a condamnat de asemenea și celelalte țări care au fi susținut, bineînțeles, poziția îndreptățită a guvernului Israel de a-și muta ambasada, de a-și muta, mă scuzați, sediul guvernului unde dorește. Cum am dat deja acest exemplu, mâine, pentru o rațiune care privește guvernul României, dorește ca sediul guvernului să nu mai fie la București, să va fi la Cluj sau la Iași. Și venim state întregi, lumea întreagă, ce nu vrem să fie decât la București, nu vrem să fie la Iași sau nu vrem să fie la Cluj. Uniunea Europeană a refuzat să trimite reprezentanți la această recepție și spun dânsii și ministrul palestinian, participarea reprezentanților celor patru țări la această recepție constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și a rezoluției Națiunilor Unite. Dar nimeni nu spune că este o încălcare a faptului că o populație străină vrea să treacă peste o frontieră, să intre în țara sa, într-o țară suverană cu Israelul și să provoace dezordine sau violență. Vom trece acum la altă informație privind țară mare, apropo de noi, se vorbe de Federația Rusă și vedem că domnul Putin spune foarte clar, foarte clar, rămânem încă în această regiune foarte agitată, spune clar, vom contracăra orice amenințări privind Siria, veți vedea imediat, navele rusești vor continua să fie în Marea Mediterană. Domnule profesor, după ce vom arăta acest film, veți comenta declarația domnului președinte Putin. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri că nave militare ruse dotate cu rachete de croazieră calibră vor rămâne în permanență în zona mediteraneană pentru a contracara amenințarea teroristă în Siria. Fregate și submarine ruse staționate în estul Mării Mediterane au lansat în ultimii ani rachete de croazieră calibră în sprijinul forțelor guvernamentale siriene. Vladimir Putin, care a făcut aceste declarații în cursul unei întrevederi cu conducerea militară rusă, a afirmat că a luat această decizie din cauza amenințării teroriste continue din Siria. E foarte important de reținut că Moscova are deja în Siria o bază navală permanentă la Tartus și o bază aeriană la Khmeimim. Desfășurarea fregatelor indică o amplificare a prezenței militare ruse în Orientul Mijlociu. În fine, încheiem ziua de miercuri 16 mai cu o modalitate prin care Donald Tusk îl atacă pe Donald Trump. Bineînțeles, îl atacă metaforic, nu da. Un atac pur și simplu verbal, fizic. Verbal. Un atac verbal, urmări materialul cu domnul Donald Tusk, declarația acestuia de care... Faimosul Diti. Da. După ce urmări materialul, bineînțeles, revenim în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Savoiu ne va prezenta această declarație. Donald Tusk, care este președintele Consiliului European polonez, fost premier polonez, bine, atacă dur pe președinte tot Donald Trump de data aceasta. Și dânsul spune... Noi denunțăm incisivitatea capricioasă a administrației la Washington în crizele privind tarifele comerciale, acordul nuclear iranian, situația din Fâșia Gaza și din Corea de Nord. Continuă domnul Donald Tusk, privind deciziile Donald Trump, cineva ar putea gândi următorul lucru, cu așa prieteni, cine mai are nevoie de dușman? Dar, sincer vorbind, continuă președintele polonez al Consiliului European, Uniunea Europeană trebuie să fie recunoscătoare.
Datorită politicilor președintelor Statelor Unite, am scăpat de iluzii. Ne-am dat seama că atunci când aveam nevoie de ajutor, îl găsim între noi, a spus domnul Donald Tusk. Foarte interesant că domnul Donald Tusk face acum parte din ce în ce mai mult din acest grup care se formează de conducători europeni, care nu găsesc decât cuvinte grele, acuzații și condamnări a politicii americane. Foarte interesant, în același lucru, că timp de cei 8 ani de zile în care fostul președinte Hussein Obama era la Casa Albă, aceiași președinți nu critica o politică catastrofică a Statelor Unite în Orientul Apropiat și Mijlociu. Reamintim că aceste distrugeri au început sub președinția lui Hussein Obama și apariția lui ISIS sau lui Daesh, acronimul arabă. Nimeni nu critica aceste lucruri, dar trebuie politici catastrofice, mai mult față de Europa. Deci avem într-adevăr un președinte care este în conformitate cu promisiunile sale, toată lumea este contra lui. Foarte interesant, însă această poziție nu face decât să slăbească în fond lumea occidentală în fața tuturor celor care fă distrugă lumea noastră occidentală. Trecem acum la viitoarea știri, după ce vom avea o pauză și vom vedea imediat joi, 17 mai, dar după pauză. Bine, suntem joi 17 mai și vedem că lângă noi, nu departe, în Bulgaria, șoferii bulgari protestează. Vă vedea imediat ceva care poate afecta, nu domnule profesor, eventual circulația cu Bulgaria. Vă rog să ne comentați această știre pe ce vom vedea filmul privind șoferii bulgari protestează. Este vorba despre drumuri blocate în Bulgaria. Sute de șoferi protestează față de propunerele Uniunii Europene privind transportul rutier. Sute de șoferi de camioane au blocat joi mai multe drumuri din Bulgaria, aceștia fiind nemulțumiți de propunerele Uniunii Europene privind transportul rutier, acțiunea de protest având loc în contextul în care liderii Uniunii Europene participă la un summit la Sofia. Inițiativa Uniunii Europene, cunoscută drept pachetul de mobilitate, este considerată de companiile locale de transport drept o măsură protecționistă care are ca scop să ajute firmele rivale din vestul Europei. Asociația Bulgară a Transportatorilor a comunicat că aproximativ 120.000 de șoferi din această țară își vor pierde slujbele în cazul aprobării acestor măsuri. Companiile de transport din state vest-europene și est-europene au intrat puternic pe piața de profil din Europa de vest în competiție cu firmele locale care sunt nevoite să-și plătească mai bine șoferii. Potrivit acestui pachet de măsuri, măsurii susținute de Franța, Germania și alte state puternic industrializate din vestul Europei, șoferii de camioane din estul Europei ar urma să primească un salariu pentru munca depusă în străinătate similar cu cel primit de cei din vestul Europei. Boyko Borisov, premierul de la Sofia, a declarat că aceste propuneri ar ucide sectorul bulgar de transporturi. Urmează să vedem dacă acest pachet de mobilitate va fi sau nu votat de Uniunea Europeană și, bineînțeles, transpus în practică, ceea ce ar crea nu numai în Bulgaria, dar și în România o anumită stare de declin din punct de vedere al modalității de plată pe care transportatorii ar trebui să o ofere șoferilor, patronii, bineînțeles. Mergem mai departe și fără îndoială că noi trebuie încet cu încet să ajungem la un nivel asemănător în toată Uniunea Europeană, la salarii aproape.
Nu avem aceeași economie ca Franța, ca Italia, Spania. Însă, în același timp, haideți să luăm acest sector care este foarte clar, transportatorii. E bine, un șofer care este la volanul unui camion, care este aceeași marcă, un Volvo, un Ford, nu știu, important, n-ai importat. Deci camioane care sunt practic acum la același nivel, muncești la fel. Este normal de 3-4 ori să aibă un salariu mai mic? Nu se poate. Nu putem să ajungem la același nivel, însă, eu înțeleg și e normal că patronii, cei care sunt proprietarii acestor întreprinderi de transport, au nevoie să își poată acoperi cheltuielile, dar în același timp nu putem să și exploatăm, cum se exploatați odată în ce condiții, câte ore lucrează. Dorm în cabină, sunt doi, practic, m-am întâmplat a face că am fost foarte interesat în acest domeniu de transporturi pentru rațiuni profesionale și am văzut condițiile foarte dificile pentru șoferii noștri. Da, dar e un grafic. Există niște grafici al Uniunii Europene. Da. Deci, oricum, este normal că încet să dăm condiții omenești, condiții normale și șoferii noștri români, bulgari și ceilalți, care sunt exploatați în comparație cu șoferii care vin din Franța, Germania, Spania. De acord, deci, dar să nu uităm salariul minim pe economie, știm, cum variază între România și alte state. Dar munca este aceea. Sigur că da. El aduce un camion adus cu produse tehnologice franceze la București, că e condus de un francez sau de un român, face același lucru, același. Hai să pui de trei mai puțin, să omul acesta nu poate să fie un sclav și, din păcate, sunt condiții foarte dificile, trebuie încetul cu încetul a refuza, că în fond cine refuză aici? Refuză 4 ani, nu refuză salariații, cred că este un lucru care nu este într-o lume cel mai bun. Vom trece la... Da, mergem mai departe, domnule general. Rămânem tot în Bulgaria, Sofia, în cadrul summitului de la Sofia, să vedem ce declară președintele Iohannis. Urmărim materialul și revenim în platou. Domnule general, Bartolomeu Constantin Săvoiu, vă rog să ne explicați pe larg declarația președintului Klaus Iohannis. Cum vorba de Bulgaria, rămânem la Sofia. Bine, președintele României Iohannis, fiind invitat să participe la summitul Uniunii Europene, Balcanii de Vest, a făcut o declarație foarte importantă. Domnia sa a spus pe agenda reuniunii informale a Consiliului Europei de miercuri se află subiecte care vizează domeniul domeniul digital, cercetare și inovare. În plus, pe fondul evoluțiilor recente în plan internațional, se va discuta despre situația prin retragerea Statelor Unite Americii din planul comun și cuprinzător de acțiune JPOA, dar și despre decizia adoptată de Statele Unite prin instituirea unor taxe vamale în raporturile de oțel, importul de oțel și în aluminiu, a spus domnul președinte Iohannis prin comunicatul transmis de administrația prezidențială. Cum știm, joi 17 mai i-a prevăzut o reuniune a Uniunii Europene, Balcanii de Vest, în care participă șefi de state și de guverne din țările Uniunii Europene din Balcan, Grecia, România, Bulgaria, pentru a vedea, sunt și țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, pentru a vedea în comun cu această regiune în care suntem foarte legați istoric, geografic și economic, putem să avansăm toate aceste subiecte foarte importante. S-au discutat de asemenea și alte subiecte, pe care mai ales conectivitatea, securitatea și fenomenul migrației, care știm este foarte, foarte important în această regiune. Și vedem o veste nu prea plăcută, niciodată nu e plăcut să fie în Curtea de Justiție. Bine, România este adusă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Despre ce este vorba și de ce, domnule profesor Sultan, vă rog. Comisia Europeană a decis joi să trimită Franța, Germania, Ungaria, Italia, România, Marea Britanie în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea valorilor limită convenite pentru calitatea aerului. Franța, Germania și Marea Britanie au fost trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea valorilor limită pentru dioxidul de azot, NO2, și pentru neadaptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta la cât mai puțin posibil perioada de depășire a acestor valori. Ungaria, Italia și România sunt trimise în fața Curții de Justiție din cauza nivelurilor ridicate, persistente, de particule în suspensie, și anume
Vorbim aici de particule mater PM10. Valorile limită stabilite de legislația Uniunii Europene privind calitatea aerului înconjurător, și aici am în vedere directiva 2008/50 a Comisiei Europene, ar fi trebuit atinse în 2010, respectiv în 2005. În ceea ce privește Republica Cehă, Slovacia și Spania, măsurile aplicate sau planificate, astfel cum au fost comunicate Comisiei în urma summitului ministerial privind calitatea aerului, par a fi în măsură să soluționeze în mod adecvat lacunele identificate. Din acest motiv, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a măsurilor respective, precum și eficacitatea lor în remedierea situației cât mai curând posibil. În comunicatul instituției Uniunii Europene sunt incluse și o serie de statistici privind nivelul particulelor în suspensie PM10 în cele privind Italia, Ungaria și România. Ce trebuie să reținem? Că în acest caz Comisia Europeană solicită României să transpună în mod corect normele Uniunii Europene privind deșeurile radioactive. În plus, Comisia Europeană invită Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovenia, Spania, Regatul Unit și Olanda să adopte programe naționale de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Statele membre menționate au acum la dispoziție 2 luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. Iată o știre care nu angrează numai România, dar, din păcate, suntem și noi incluși în cadrul acestor state care, din păcate, nu au transpus în mod corect normele Uniunii Europene privind deșeurile radioactive. Închem ziua de joi, 17 mai, cu o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Vom vedea despre ce au discutat cei doi șefi de stat. După ce urmărim materialul, revenim în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va edifica. Nu știm chiar tot. Da, în mare parte, măcar să știm în mod evident că întâlnirea a avut loc. Bine, dacă puteți să știi, am fi extraordinar. Acum știți, doamne și domnilor, profesor, se trimită formă de musculițe. Sigur. Ca niște musculițe mici acum. Ce trebuie dat la... Un fel de droni. Vin, vă ascultă, credeți că o muscă, dar am făcut un dron, știe aproape totul. Președinte Siriei Bashar al-Assad și Vladimir Putin s-au întâlnit la Sochi. Și un comunicat al președinției ruse spune: discuțiile au fost foarte detaliate. Președinte Putin a subliniat realizările considerabile ale forțelor armate siriene în lupta cu unitățile teroriste și l-a felicitat pe președinte Assad cu această ocazie. Cei doi președinți au subliniat importanța înființării mai multor condiții care să faciliteze reluarea procesului politic și au remarcat de asemenea succesul procesului de discuții politice de la Astana și congresul care a avut deja înainte la Sochi. Discuțiile s-au concentrat și pe alte acțiuni comune. Purtător de cuvânt, domnul Peskov a adăugat că liderul de la Damasc a decis să desemneze reprezentanța la ONU pentru a forma un comitet care să discute o viitoare Constituție a Siriei. Președintele Bashar al-Assad a declarat: stabilitatea este în creștere, aspect ce favorizează reluarea procesului politic, început deja în urmă cu mai mult timp. Am spus întotdeauna și vreau să reiterez că am susținut întotdeauna cu entuziasm un proces politic care trebuie să se desfășoare în paralel cu lupta împotriva terorismului, a spus în continuare Bashar al-Assad. Domnul președinte al Siriei arată că în fondul patrieții ani de război s-a ajuns la situația în care singurul lucru este clar: Siria a fost în mare parte distrusă, trebuie început un proces de reconstrucție după ani și ani de lupte fratricide și în care, din păcate, trebuie să constatăm, Occidentul a susținut pe cei care vor să răstoarne pe președinte Bashar al-Assad, pentru că în final, datorită intervenției Rusiei,
acest proces să fie stopat și președintele Assad să câștige, cum este cazul actualmente, războiul. Însă ce va urma, și aici președinte Putin a avut o remarcă foarte, foarte clară, trebuie de acum să ne gândim la reconstrucția economiei siriene după această război devastator, care unii spun 300, 400, mai degrabă 500 de mii de oameni au fost omorâți, 8 milioane de sirieni sunt în afara granițelor, iar în interior cei 12 milioane din cei 20 de mii care erau sunt strămutați și o țară cu delung istorie, cu o frumoasă cultură distrusă în mare parte. Vom trece acum la știre următoare și este vorba de vineri 18 mai și vom vedea că domnul Trump, urmând de altfel ce a spus deja în programul său politic, că țările NATO trebuie să-și plătească contribuția, avertizat, atenție, răi practici NATO. Domnul profesor, comentați-ne aceste declarații destul de vigoroase ale președintelui Trump. Președintele american Donald Trump a avertizat joi că statele membre NATO care nu își respectă angajamentele în privința cheltuielilor militare vor avea de suportat consecințe. Declarațiile președintelui american vin în contextul unei vizite oficiale efectuate la Washington de către secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a participat și la o ședință a cabinetului american. Trump a precizat că Washingtonul se va ocupa de statele membre NATO care nu își respectă declarațiile asumate în cadrul alianței. Președintele Statelor Unite a dat exemplu Germaniei, despre care susține că nu a contribuit suficient, însă a fost unul dintre principalii beneficiari. De cealaltă parte, Jens Stoltenberg a salutat eforturile depuse de administrația Donald Trump în sprijinul NATO, spunând că rolul dumneavoastră conducător în privința cheltuielor pentru apărare a adus într-adevăr o schimbare. Vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru, deoarece este foarte important ca toți să contribuim la securitatea noastră comună, a declarat Jens Stoltenberg. Administrația Donald Trump insistă ca toate țările membre NATO să aloce 2% din produsul intern brut pentru bugetele apărării, în afară de Statele Unite. 15 dintre cele 28 de state membre NATO au elaborat strategii în acest sens, dar Spania a stabilit acest obiectiv bugetar abia pentru anul 2024, iar Ungaria pentru 2026. Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, Portugalia, Norvegia și Danemarca tergiversează planurile. Franța a semnat majorarea cu o treime a bugetului apărării intervalul 2017-2025, iar Germania a stabilit atingerea țintei de 2% abia în 2024. Potrivit unui raport publicat de Alianța Nord-Atlantică, în urmă cu o lună, Estonia, Grecia, Polonia și Marea Britanie au îndeplinit obiectivul de a aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare, iar Letonia, Lituania și România se vor alătura în anul 2018. Cele 29 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice au investit peste 900 de miliarde de dolari pentru apărare în anul 2017, iar cheltuielile Statelor Unite reprezintă 2/3 din această sumă. Mergem mai departe și în cadrul CIA, iată că Gina Haspel este confirmată. Urmărim materialul, revin în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va explica acest important eveniment în cadrul structurilor de informații ale Statelor Unite ale Americii. E bine, pentru prima oară în istoria CIA-ului, dar și a tuturor serviciilor americane, că este vorba de FBI sau de CIA sau National Security Service, prima femeie șefă a unui serviciu de intelligence, de informații, cum se spune în românește, este doamna Gina Haspel. Doamna Gina Haspel a primit un vot favorabil din partea 54 de senatori și 45 s-au opus. Doamna Gina Haspel nu este o necunoscută. Este deja o persoană care peste 35 de ani în serviciul CIA-ului a fost în trecut director, deja director adjunct al CIA-ului,
și a primit critici bine, normal să fie criticată, pentru că în perioada în 2002, cât a condus un centru special al CIA-ului în Thailanda, a supus să acoperit, să zic, acțiunile serviciului său în care teroriști cunoscuți și nemiloși ca Abu Zubaydah și Abd al-Rahim al-Nashiri au fost interogați în manieră așa mai viguroasă. Ar fi fost de asemenea acuzată că sau suspectată că ar fi ordonat distrugerea înregistrărilor video al acestor audieri în care a folosit simularea necului. Ați mai văzut poate filmele acestea de spionaj și situații care ar fi blocat ancheta Departamentului American al Justiției. În fond este vorba de o discuție foarte lungă. Trebuie ca teroriștii, cei mai crunți dușmani ai societății noastre occidentale, să fie supuși cu aceeași metode democratice cu mănuși, e o dezbatere filozofică care, nu știu, nu va fi încă niciodată tranșată. Unii spun, da, teroriștii să-i tratăm cu aceleași mijloace democratice. Credeți că ei ne vor trata? Uitați-vă la aceste filme în care Daesh, cum tratau criminalii, cum le tăiau gâtul în fața. Da, nu spunem că o să le tăiem gâtul, dar cred și nu sunt singurul. Că sunt civili, că sunt specialiști, că sunt ofițeri, spun același lucru. La mijloace extraordinare, trebuie răspuns cu alte mijloace extraordinare. În fața acestor teroriști, care nu au nicio milă pentru societatea noastră occidentală și că vor să o distrugă, cred că trebuie mijloace mult mai adecvate și democrația noastră are o limită în fața acestor oameni. Doamna Gina Haspel, fără doială, va fi o directoare foarte, foarte dârză și hotărâtă de a apăra aceste valori ale lumii occidentale și mulți oameni spun că este pentru prima oară că această femeie am putea să o numi o damă de fier, cum era doamna Thatcher. E bine, doamna Haspel, fără doială, va deveni o directoare de fier a CIA-ului. Vom trece acum la următoarea știre și vedem că Merkel spune se poate un nou acord, acordul acesta nu mai este valabil, America se retrage, vom vedea. Domnule profesor, ce gândește doamna Merkel despre un posibil nou acord cu Iranul privind, bineînțeles, acordul nuclear? Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt de acord cu menținerea actualului acord nuclear cu Iranul, adăugând că Bruxelles-ul va continua să discute cu Washingtonul pe această temă după retragerea Statelor Unite ale Americii din acordul nuclear. Toate statele membre ale Uniunii Europene încă susțin acordul nuclear în pofida faptului că Statele Unite ale Americii au decis să se retragă. Vom continua dialogul cu Statele Unite ale Americii, a declarat cancelarul german. Declarațiile cancelarului german au fost făcute în contextul în care Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a anunțat decizia de retragere a Statelor Unite ale Americii din acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul și că Statele Unite ale Americii va reactiva sancțiunile contra Iranului. Marile puteri din grupul celor P5+1 și anume China, Franța, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Germania au semnat în anul 2015 un acord cu Iranul prin care Teheranul se angajează să limiteze activitățile atomice în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. Vom vedea dacă această convingere a doamnei Angela Merkel că ar trebui menținut acordul cu Iranul și dacă Statele Unite ale Americii vor reveni asupra ideii de a renegocia și a rediscuta anumite aspecte din cadrul acordului vor fi transpuse sau nu în practică. După un scurt moment de publicitate vom reveni cu continuarea știrilor internaționale.
Am revenit în studio, stimați telespectatori, după o scurt moment de publicitate. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-o acordați în a fi la curent cu cele mai importante evenimente internaționale și încheiem ziua de vineri, 18 mai, cu o modalitate a președintelui Slovaciei de a ataca Rusia. Bineînțeles, din punct de vedere verbal. Domnul general Bartolomeu Constantin Savoiu va edifica în legătură cu susținerea președintelui Slovaciei la adresa Rusiei. Președintele Slovaciei, că a fost ales câteva săptămâni în urmă pentru un nou mandat, este vorba de domnul Andrei Kiska, a declarat că Statele Uniunii Europene ignoră dovezile privind ingerințe Rusiei în afacerea internă ale țărilor din blocul comunitar. Dânsul spune, vorbim deschis despre spioni ruși activi în țările noastre, iar mulți politicieni, inclusiv din țara mea, închid ochii. Ne confruntăm cu propagandă și activități ce ne atacă societățile și nu-i căutăm pe cei aflați la originea lor, a declarat domnul Kiska, citat de site-ul agenției de presă Reuters. Domnul Kiska este ales independent, mai degrabă totuși de culoare centru-centru-dreapta, ca și înainte cel care a fost cu două mandate înainte, domnul Gasparovici, care era tot independent, dar mai degrabă de centru-stânga, și de spune în continuare, cu toate acestea, spre deosebire de majoritatea statelor membre, Slovacia nu a expulzat niciun diplomat rus în contextul atacului neurotoxic presupus, a spus un fost spion rus în Skripal, domnul Skripal din Marea Britanie. Președintele slovac a fost critic și la adresa proiectului Nord Stream 2, al cărui obiectiv este transportarea gazului natural din Rusia spre Germania, ocolind Polonia, Ucraina și țările Baltice. Noi am vorbit deja de acest proiect. Acest proiect are ca scop ca în loc ca să treacă conducta cu gaz prin Ucraina, unde poate fi eventual oprit și pe undeva, să zic așa, puțin șantaj se poate face, bine, Rusia, ca să evite acest lucru, trece pe sub Marea Baltică într-un acord cu Germania, Germania care are în fel de două apropieri, așa, pe de-o parte, bineînțeles, suntem solidari cu Uniunea Europeană, dar în același timp, dar eu vreau pentru mine gazul acesta, fără să mă atragă prin celelalte țări. Deci, o poziție cam duplicitare. E bine, acest proiect, care este în funcțiune, va termina în curând, va permite, deci, ca tot acest gaz să treacă și să treacă direct în Germania, fără să treacă prin Ucraina. Pe de altă parte, a fost declarații ale guvernului rus, care spune, tot ce vom lăsa să treacă și prin Ucraina, cu condiția ca condițiile de tranzit prin această țară să fie favorabile economiei rusești. Vom vedea ce se va întâmpla. În ce caz, se arată că există totuși tensiuni, mai ales cu țările care multă vreme au fost supuse influenței Uniunii Sovietice, forțe Uniunii Sovietice, vedem țările Baltice, vedem Polonia, vedem Slovacia, care au o poziție destul de opusă și antirusă. Trecem acum la sâmbătă 19 mai, n-am mai văzut de ceva. Vreme bine, din nou, președinte Erdogan al Turciei atacă clar Israelul și spune Israelul trebuie tras la răspundere. Spune dânsul. Vă vedea imediat și comentariile domnului profesor Sultan. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri că Israelul trebuie tras la răspundere pentru folosirea violenței împotriva protestatarilor palestinieni din fâșia Gaza, catalogând acțiunile Israelului drept atrocități și terorism de stat. În cursul unui discurs susținut în fața susținătorului săi din Istanbul, Erdogan a făcut apel la solidaritate din partea musulmanilor și a precizat că legitimitatea Organizației Națiunilor Unite a fost afectată deoarece nu s-au opus deciziei Statele Unite ale Americii de a-și muta ambasada la Ierusalim. Sunt foarte clar și spun foarte clar ceea ce a făcut Israelul este tortură și terorism de stat. Deschiderea unei anchete internaționale privind crimele comise de Israel în Gaza este urgentă și corectă, iar agresorul trebuie sancționat și tras la răspundere, a declarat președintele turc.
dacă lumea musulmană este unită împotriva cruzimii din Gaza, necugetarea Israelului nu va dura. Organizația Națiunilor Unite, care a eșuat în a lua măsuri împotriva Statelor Unite, a primit o nouă lovitură la legitimitatea sa deja afectată, a adăugat Erdogan. Tensiunile în relația dintre Turcia și Israel s-au amplificat în ultima perioadă, mai ales în contextul protestelor violente din fâșia Gaza, solicitate cu zeci de morți și mii de răniți. Iată că, așa cum a spus și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu, Turcia începe să iasă și ea la lumină în contextul evenimentelor internaționale. Până acum, practic, nemai luând contact cu vreo altă activitate sau o altă declarație a președintelui Erdogan în ultima perioadă. Bine, domnul profesor, de urmat, de mirat, de multă vreme, relații care au fost multă vreme bune între Turcia și Israel s-au deteriorat. Poziția din ce în ce mai dură a președintelui Erdogan față de lumea occidentală și în special acum față de Israel este clară, însă aici e un fel de amestec complet al realității și cu dorința unora de a schimba această vizibilă manifestare. Este vorba pur și simplu de o trece ilegală la frontiere, aceste manifestanți care din Gaza vor să treacă în altă țară că este Israel. Putem să punem întrebarea, ce s-ar întâmpla mâine dacă mii de manifestanți teroriști ar începe să trece granița în Turcia? Vă închipuiți o singură secundă că grăincerii turci, care sunt foarte viguroși, îi vor aștepta cu flori? Nu! Vor trage! În primul rând, vă spune, domnule, nu treceți! Nu treceți! Și dacă vor încerca să tragă... Dacă vor face uz de armă, respectând, bineînțeles, legile militare și regulamente de vigoare. Vorbim de manifestații, este vorba de a trece ilegal în frontieră de stat și un sac care își apă frontiera. Deci nimeni nu pune întrebarea, domnule, președintele Erdogan, cum ar reacționa grăincerii turci dacă mâine vor trece mii de oameni, vor trece frontiera în Turcia? Clar, vor trage. Da, mergem mai departe. Iată premierul ungar, Viktor Orban. Centrul economic spre Europa de Est. Ce a vrut să spună prin această declarație? Vom lămuri prin ceea ce ne va explica domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu, dar, bineînțeles, după ce urmărim materialul cu declarația premierului ungar și după ce, bineînțeles, revenim în platou. Premierul Orban a declarat vineri că centrul economic al Europei va muta treptat din vest spre est. Și dânsul spune, în 1990, Europa a fost viitorul nostru, Europa de vest. Astăzi, noi suntem viitorul Europei. Acest discurs a fost ținut în cadrul unei reuniri a Parlamentului de la Budapesta. Prim-ministrul Ungariei a subliniat că Ungaria și țări din Europa Centrală sunt regiune cu cea mai rapidă, este adevărat, cea mai rapidă dezvoltare în Uniunea Europeană avem noi. România, Ungaria, Bulgaria, țările de est, care devin din ce în ce mai motorul Europei. Trebuie demarate proiecte noi, întrucât în privința obiectivelor ne aflăm abia la jumătatea drumului. În spatele muncii depuse de precedentele două guverne, vorbește de guverne Ungariei, se află transformări profunde, lupte serioase și o muncă grea. Dar în lumea a început o nouă eră tehnologică, ceea ce necesită un spirit de inovare și mai curajos și componența noului guvern trebuie să fie adaptată acestor provocări, a adăugat premierul Ungariei. Orban a precizat că Ungaria se va confrunta cu amenințările de securitate și spirituale și, pe bună dreptate, a spus că Europa va fi amenințată ani de zile cu migrația în masă. Din acest motiv, este nevoie de consolidarea capacităților de apărare, de protecția strictă a frontierelor, de protecția strictă a auziția frontierelor și de tratare cu calm a riscului de securitate. Închipuiți-vă valuri de mii de oameni care vor să intre în Europa. Noi ce le facem bine, sunt pescuiți de marini italieni și aduși la mal și ceea ce face că zilnic, în perioadele de vârf, ale verii, între 3 și 4 mii de imigranți de pe coastele libiene intră în Italia. Aici nimeni nu mai spune nimica. Dacă nații vor să treacă în Israel, găsim imediat presa care îi condamnă Israel că își apără frontiere. Din păcate, Europa nu își apără frontiere și vom vedea imediat, următoarele luni, următoarele ani, care vor fi consecințe dramatice
ale țărilor care nu-și apără frontiere față de cele care își apără frontiere. Este vorba de Polonia, de Ungaria, Slovacia și sper cu toată tăria de România noastră, România noastră dragă. Vom trece acum la următoarele știri și vom vedea că după ce am văzut Europa noastră, vom trece o altă țară îndepărtată pe care am vizitat-o eu cu 2 ani, cu 2 ani în urmă, vorba de Cuba, o tragedie care a îndoliat opinia publică și care, fără îndoială, vom vedea imediat, a cauzat, practic toți au murit. Domnule profesor, voi vorbi puțin după aceea de impresia că l-am avut după ce am călătorit în această țară comunistă de așa de multă vreme, 1959, când fostul dictator a venit la putere, Fidel Castro. Vreau să ne comentați această tragedie aviatică în Cuba. Da, din păcate, tragedie aviatică în Cuba, peste 100 de persoane și-au pierdut viața, 3 femei au supraviețuit, dar sunt în stare critică. Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prăbușit vineri la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul aeronavei se aflau 110 persoane, 104 pasageri și 6 membri ai echipajului. Anunță autoritățile cubaneze, peste 100 de persoane și-au pierdut viața în accidentul aviatic. A confirmat televiziunea publică din Cuba, autoritățile au declarat 2 zile de doliu național. Au fost găsiți 4 supraviețuitori, însă unul dintre aceștia, un bărbat, a murit la spital, 3 femei sunt în continuare internate, dar starea lor este critică. Echipajul de zbor, precum și aeronava, aparținea unei companii mexicane. Aeronava avea 40 de ani vechime, avea la bord 104 pasageri și 6 membri ai echipajului. Toți cei 6 membri ai echipajului erau mexicani, majoritatea pasagerilor fiind cubanezi, iar 5 dintre ei străini. Președintele cubanez, Miguel Díaz Canel, a declarat că a avut loc un accident aviatic. Știrile nu sunt promițătoare. Se pare că ar exista un număr mai mare al victimelor. Iar potrivit cotidianului cubanez Granma, aeronava care s-a prăbușit, un Boeing 737-200, fusese închiriată de către operatorul de stat cubanez, Cubana de Aviación, de la o mică companie mexicană Global Air. Avionul s-a prăbușit doar la câteva minute după decolare de la aeroportul internațional José Martí din Havana. Iată, încă o tragedie aviatică de mare amploare, spunem, peste 100 de persoane care au decedat în urma acestui accident. Da, din păcate, domnul profesor, da. Se pune cu acuitate problema securității aeriene a multor companii din regiuni mai sărace. Vorbim de America Latină, vorbim de Asia, vorbim de Africa. Companii care nu verifică, fac prețuri mai ieftine, fără îndoială, dar ei fac rabate la calitatea asigurărilor tehnice ale avionelor, la vetustate. Uitați, un avion de 40 de ani, atenție, nu 10, nu 15, 40 de ani. Eu nu aș îndrăzni să mă urc în așa avion, aș spunea că sunt un fel de sicrie zburătoare. Deci este dramatic și adresez celor care ne văd. Doamna și domnilor, stimați concetățeni, când luați o companie aeriană, mai ales din anumite țări, fără să le numim, da, America Latină, Asia, Africa, anumite țări africane, uitați-vă de 2 ori ce avioane sunt și mai bine plătiți mai scump o companie mare cunoscută decât așa mici companii, iar în cazul Cubei, din păcate, e o țară, din punct de vedere economic, în distrugere. Din 1959, când comuniștii au luat puterea cu această îndelungată domnie a familiei Castro, bine, acum, de puțină vreme, este un nou președinte, care rămâne totuși mâine grup clanului Castro, comunistul rămâne în continuare și cu toate încercările, Cuba rămâne încă un stat comunist cu o economie distrusă și cu salariul mediu, doamna și domnilor, între 20 și 25 de dolari pe lună. V-aș cere dumneavoastră cum puteți să iei cu acest salariu o masă bună la restaurante, 20-25. Cum trăiesc? Cu bonul, cu tichete, ca în timpul războiului în România. Vom trece acum... Da. Da, la asta și adevărat. Vom vedea ce se întâmplă în altă regiune, nu, domnule? Da, o să mergem mai departe și încheiem ziua de sâmbătă, 19 mai, cu
știrea potrivit căreia bombardierele chineze, iată, patrulează. Vom vedea imediat despre ce este vorba după ce urmărim materialul video. Revenim în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va edifica în legătură cu acest subiect. Marea Chinei de Sud este o regiune foarte, foarte dorită de foarte multe state. În primul rând avem China. China care spune, eu vreau asta, vreau asta. Adică ea are revendicări teritoriale pe mai multe insule. Insule insulițe, recifuri. La prima vedere se pare așa, nu e important, bine, e foarte important, doamne și domnule. De ce? Că sunt rezerve de gaz și petrol în această regiune. E bine, China patrulează și întărește și mai multe bombardiere de diferite tipuri, inclusiv cu rază lungă, au efectuat exerciții de la o bază aeriană din regiune. Au informat forțele aeriene chineze. Și citez, o divizie a forțelor aeriene armate de libera poporului, PLAAF, a organizat recent multiple exerciții cu bombarde de tip H-6K. Acesta a utilizat pe insule și recife din Marea Chinei de Sud în scopul de a ne îmbunătăți capabilitatea de a ajunge în orice punct, orice punct în teritoriu și de a efectua lovituri în orice moment. În această regiune sunt multe țări care revendică, este vorba nici mai puțin de Vietnam, Filipine, Taiwan, Brunei și Malezia. Deci un conflict care este așa puțin ascuns, dar ca un fel de supă care fierbe pe floc. Sperăm că să nu dea în clocul niciodată. Mai mult, bineînțeles, că Statele Unite sunt prezente. De toate acestea nu este un lucru bun. Sperăm că niciodată să ajungem la un conflict armat în această regiune în care cele două mari puteri sunt Statele Unite și China, cu celelalte state mai mici, însă care sunt foarte interesate, fiecare avea o porțiune din această mare a Chinei, care adăpostește importante rezerve petrol și gaz. Vom trece acum la duminică 20 mai și vedem că un oficial german spune, atenție, trebuie să prevenim un război rece. Deci, duminică 20 mai, domnule profesor, comentați în această știre. Berlinul dorește să dialogueze cu Moscova în pofida expulzării mai multor diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie, a declarat un oficial guvernamental german care a precizat că trebuie evitat un nou război rece. Este vorba de Gernot Erler, care este coordonatorul pentru relația cu Rusia din cadrul guvernului german. Acesta a afirmat în cadrul unui interviu pentru cotidianul Passeur New Press că, în pofida poziției ferme a Berlinului față de Moscova, canalele de comunicare vor rămâne deschise. Trebuie să facem tot ceea ce este posibil pentru a preveni un nou război rece cu Rusia, a adăugat Erler. Până în acest moment, 22 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, au expulzat diplomați ruși în urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, atribuit Rusiei, deși Moscova neagă acuzațiile. Formațiunile de coaliție guvernamentală de la Berlin, Uniunea Creștin-Democrată, CDU și Partidul Social-Democrat, SPD, au susținut decizia guvernului Angela Merkel de a expulza 4 diplomați ruși după atacul neurotoxic. Pe de altă parte, formațiunea eurosceptică Alternativa pentru Germania, cel mai mare partid de opoziție de la Berlin, a criticat decizia guvernului Merkel de a expulza diplomați ruși, argumentând că acest lucru va afecta Germania. Mergem mai departe, Europa, China și Rusia, iată un nou acord cu Iranul. Urmărim materialul și vedem despre ce este vorba după ce revenim în platou. Domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va prezenta în ce constă acest nou acord. Da, Germania, Franța, Marea Britanie, Rusia și China vor participa la Viena la discuții preliminare pentru a face eventual un nou acord. Cum știm, acordul nuclear semnat cu Iranul a avut o surpriză de talie. Statele Unite s-au retras din acest acord. E bine, statele europene au spus, vom continua, au spus prin vocea comisarului european Miguel Arias Canete, au asigurat Iran că vor continua acest acord, însă acest acord fără Statele Unite nu are mare importanță, pentru că Statele Unite, dacă vor menține veto, toate societățile europene care vor să lucreze cu Iranul vor fi pedepsite. Deci un acord fără Statele Unite nu are niciun fel de sens. E bine, vor încerca să facă un nou acord pentru a arăta
că este posibil, într-adevăr, un semn mare de întrebare. De ce? Pentru că cu ceva vreme în urmă, de unde am arătat la una din misiunile noastre, premierul Netanyahu a arătat documente clare care au fost într-o operație extraordinară a serviciilor israeliene, care arătau clar că Iranul, aceste documente au fost luate din inima Teheranului, de la un adăpost secret, unde eu simt aceste informații, că Teheranul continuă totuși dezvoltarea unui program nuclear. Vom trece acum la următoarea știre și vom vedea ce se va întâmpla cu China și Statele Unite. E bine, o știre bună. Fac un armistițiu comercial. Vă rog să ne relatați această știre, domnule profesor. China a fost de acord să-și mărească importul de bunuri și servicii din Statele Unite, însă acordul încheiat nu menționează obiectivul de reducere a deficitului stabilit de Casa Albă, anume de 200 de miliarde de dolari. Washington și Beijing au convenit că vor continua să discute despre măsurile prin care China va importa mai multe produse energetice și agricole din Statele Unite ale Americii pentru a acoperi deficitul comercial anual de 335 miliarde de dolari. Declarația comună emisă după finalizarea negocierilor comerciale purtate la Washington nu precizează dacă cele două țări vor modifica tarifele vamale pentru bunuri în valoare de miliarde de dolari, ceea ce a provocat temeri legate de extinderea conflictului comercial, dar și de extinderea pe piețele financiare. În cursul unei prime runde de discuții care a avut la Beijing, Washington a cerut Chinei să-și reducă excedentul comercial cu 200 de miliarde de dolari, o valoare pe care majoritatea economiștilor consideră imposibil de atins, deoarece ar necesita o schimbare masivă în compoziția comerțului dintre cele două țări. Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune taxe de până la 150 de miliarde de dolari pentru bunurile chinezești, acuzând China de furt de proprietate intelectuală. Beijingul neagă acuzațiile și a amenințat cu represalii egale, incluzând și tarifele pentru unele din cele mai mari importuri din Statele Unite ale Americii, printre care aeronave, soia și autovehicule. Încheiem ziua de duminică, 20 mai, cu o întâlnire între președintele francez Emmanuel Macron și președintele rus, care va avea loc. Vom vedea ce dorește președintele francez în cadrul acestei întâlniri, dar după ce urmărim materialul și revenim în platou, domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va edifica în legătură cu această întâlnire care ar urmea să aibă loc. Da, Macron dorește să dea un nou impuls relațiilor cu Putin, va vizita Rusia în 24-25 mai, însă foarte important, dusul dorește, nu înseamnă că reciprocul va fi valabil, pentru că Macron a fost printre cei care a condus o ofensivă rusă, o ofensivă franceză contra Rusiei, mai ales pentru a interzice anumite mărfuri rusești să vină în Uniunea Europeană, ca reprezalii de, bine, vorbim în primul rând de vânzări de armament și de produse strategice. Dar în schimb Rusia a pedepsit Europa prin a nu cumpăra produse agricole, vinul, brânzetul și așa mai departe, 10 miliarde de dolari, o gaură făcută în bugetul Europei. Mai mult, prin faptul că Europa s-a încăpățânat să se opună anexării unei provincii, care a fost o rusească, Crimea, bine, deocamdată suntem acest statu quo, vom fi foarte, foarte sceptici vedem, să vedem rezultate adevărate acestor discuții 24-25 mai a președintele Macron cu Vladimir Putin. Trecem acum la luni 21 mai și vedem, Palestina nu ar dori o ruptură cu România, deși și-a rechimat ambasador. Domnule profesor, vă să ne comentați această știre. Ambasadorul palestinian în România, domnul Fuad Kokali, rechemant recent în Ramallah, a declarat într-un interviu pentru Mediafax că decizia guvernului român de a adopta un memorandum privind relocarea ambasadei este surprinzătoare și încă întotdeauna vor rezista interese în politică. Toți ambasadorii palestinieni din țările europene care au participat la deschiderea ambasadei Statelor Unite ale Americii la Ierusalim au fost
rechemați la Ramallah, explică ambasadorul statului Palestina la București, Fuad Cocali. Diplomatul a fost rechemat în data de 16 mai și nu a revenit în România nici la această dată. Cât privește intenția oficialilor români de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, ambasadorul spune că este o decizie surprinzătoare în contextul relațiilor vechi dintre cele două state. Intenția de a muta ambasada României la Ierusalim este o acțiune care încalcă dreptul internațional, rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, Convenția 4-a de la Geneva, deciziile Comisiei Europene și, în general, toate tratatele care guvernează relațiile dintre state, mai spune Fuad Cocali. În mare parte, voi spicui din acest interviu în care voi scoate în evidență cele mai importante declarații ale ambasadorului Fuad Cocali. Acesta a spus: toți ambasadorii palestinieni din țările europene care au participat la deschiderea ambasadei Statului Unit la Ierusalim au fost rechemați la Ramallah. Chiar în timpul festivităților de la Ierusalim au fost uciși 60 de palestinieni și răniți peste 2700, în aproape 1400, iar aproape 1400 de victime s-a tras cu muniție reală. Ziua de 14 mai 2018 va rămâne mereu o zi de doliu pentru poporul palestinian. Acesta mai spune că Ierusalimul este teritoriul palestinian ocupat de Israel în 1967. De altfel, există mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate. Consiliul de Securitate al ONU, care cer tuturor statelor membre să nu stabilească misiuni diplomatice la Ierusalim. Cea mai recentă datează chiar din 2016. Prin urmare, spune domnul Cocali, intenția guvernului român încalcă deciziile Consiliului de Securitate a ONU. Și ceea ce este și mai îngrijorător este că nu există o poziție clară nici în interiorul guvernului. Chiar ieri, Ministerul de Externe a dat publicității o declarație prin care reafirmă susținerea guvernului la București pentru soluția celor două state. Două state cu capitale unde? Se întreabă ambasadorul palestinian Fuad Cocali, recent rechemat în Ierusalim. Domnul profesor, numai o singură foarte scurtă, rămân că suntem aproape la sfârșitul emisiunii. Ce nu se spune, să vorbim și foarte mult, că din ce în ce mai mult, dacă majoritatea statelor arabe musulmane sunite, că un singur stat practic este șiit, este Iranul, sprijină poziția Israelului, vă dăm faimosul MBS, Mohammed bin Sultan, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, care a spus clar, după două săptămâni de vizită în Statele Unite, de 70 de ani noi susținem Palestina, e bine, dacă nu merg la masa tratativilor, o să-i lăsăm deoparte. Deci, oamenii s-au cam săturat după atâția ani de zile și observați tăcerea foarte asurditoare a statelor arabe, în afară de Palestina, cât mai mult țările europene protestă, nu sunt țările arabe musulmane, contra acestei încercări de a trece frontiera și a intra în Israel. Da. Tot în contextul situației create de mutarea ambasadorului, iată că Paraguayul își mută ambasada, urmărim materialul și domnul general Bartolomeu, da. Cum s-a atins, foarte vă explica despre ce este vorba. E bine, o nouă țară și mută ambasada, este vorba de Paraguay, după ce Guatemala și-a mutat de asemenea. Președinte Guatemala a fost prezent, de asemenea, Horacio Cortez, președinte Paraguay a fost prezent, la ceremonia de inaugurare a fost și premierul Netanyahu, Gilad Erdan, ministrul israelian pentru siguranță publică, s-a întâlnit cu președinte Cortez în timpul vizitei, a lăudat această decizie. Pe de altă parte, normal, doamna Ashraoui a cerut Paraguayul să revină asupra acestei decizii. Vă închipuiți că va reveni când președinte Paraguayul a fost prezent la inaugurarea noii ambasade în Ierusalim. Spune doamna Ashraoui, cerem președinte paraguayan să revină asupra decizii, să adopte pașii necesari și să treacă la răspundere Israelul pentru călcările flagrante ale drepturilor omului și crimele împotriva umanității. Dar cine se atrasă la răspundere pentru că vrea să treacă în mod abuziv și ilegal frontiera Israelului? Vom trece acum, fără îndoială, la următoarea știre, nu, domnule profesor? Da. E bine, că avem un informator al FBI-ului care a spionat contra președintele Trump, a fost deja în vizorul serviciilor pentru că spionase deja în 1980. Despre ce este vorba, domnule profesor? Este vorba de Stefan Halper, informatorul FBI, care a monitorizat echipa de campanie a lui Donald Trump, a fost implicat într-o operațiune CIA de spionaj
în cursul scrutinului prezidențial american din 1980. Aceasta fiind în urmă cu 4 decenii, Halper a fost responsabil pentru un scandal de spionaj în cursul scrutinului prezidențial din 1980, campania republicanului Ronald Reagan, cu ajutorul unor oficiali CIA coordonați de domnul Halper, derula o operațiune de spionaj în interiorul administrației Jimmy Carter. Agenții CIA implicați în această operațiune oferau echipei lui Reagan, Ronald Reagan, informații clasificate despre deciziile de politică externă ale președintelui Jimmy Carter. După câteva săptămâni, republicanii susțin că FBI a folosit un agent pentru a spiona echipa de campanie a lui Trump. La rândul său, președintele american Donald Trump a anunțat că va cere Departamentului Justiției să ancheteze presupusa infiltrare FBI în campania sa. Biroul General de Investigație, FBI, nu a negat acuzațiile, însă a precizat că a folosit un informator și nu un spion, adăugând că dezvăluirea identității sale ar pune în pericol viețile mai multor persoane și ar afecta grav securitatea națională a Statelor Unite ale Americii. Fostul director interimar al CIA, Michael Morell, a declarat public susținerea pentru Clinton și chiar a susținut că Putin a recrutat pe Trump drept agent involuntar al Federației Ruse. Mă rog, între ghilimele spus, generalul Michael Hayden, fost director al CIA și NSA, l-a catalogat pe Trump de un pericol clar și prezent la adresa securității naționale a Statelor Unite ale Americii. Un general democrat. Da, mă rog, da, acum declarațiile sunt... Să putem concluziona că, iată, după 4 decenii, ies la iveală anumite aspecte care țin de securitatea națională a Statelor Unite ale Americii, care, dacă ar fi făcute publice identitățile sau identitatea unei dintre acestea, ar pune în pericol viața mai multor persoane. În fine, încheiem calupul știrilor internaționale pe care vi l-am prezentat în această săptămână cu o știre îmbucurătoare, spunem noi, între China și Statele Unite au loc progrese în ceea ce privesc negocierile. Urmărim materialul venind în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Săvârșan ne va prezenta despre negocierile și progresele în cadrul acestor negocieri în Statele Unite și China. Am vrut să încheiem săptămâna cu o veste bună. În sfârșit, după săptămâni de negocieri, după săptămâni de discuții, de amenințări, se ajunge la aproape la o împăcare. Punem în război comercial în așteptare, a declarat secretarul Trezorului Statelor Unite, Steven Mnuchin, un om foarte important, un creditor economic al Americii. Mnuchin a spus că ambele părți au fost de acord cu un cadru comercial și că angajamentul de cooperare a fost luat la cel mai înalt nivel. După ce s-au amenințat în fi ajung la pace, secretarul pentru comerț Wilbur Ross va face parte din echipa de negociere a Statelor Unite, care va efectua în curând o vizită în China și au dat seama și unii și alții că un război comercial nu este bun pentru nimeni. E bine, am vrut să termin cu această veste îmbucurătoare pentru toată economia mondială. China și America împreună pot să aibă o viață comercială și o activitate normală, care este bucurător pentru toată lumea. Încă o dată, vă mulțumim! Mulțumim pentru atenție! Marțea viitoare ne vedem la aceeași oră. Bună seara! Săptămână plăcută! Pe curând!